este o mare realizare în Dunavățul de Jos. În termen de, nu știu, o lună și ceva, am făcut recepția și am finalizat lucrarea la drumurile secundare din tot Dunavățul. Păi avem proiectul de canalizare și asfalt și sperăm că în cel mai scurt timp, cu ajutorul Dumnezeu, estimăm la anul viitor să începem și asfaltare. S-a făcut lucrări de lărgire a drumurilor, de împrăștire a stratului de piatră, a compactării. Noi din zona am terminat lucrările de... am făcut recepție de terminat lucrările pentru împrăștirea stratului de piatră și a compactării a drumurilor, aproape gata de asfaltare. Din bugetul local se vor realiza o modernizare a străzilor din Dunavățul de Jos. Această modernizare înseamnă o scarificare, o nivelare, o cilindrare a drumurilor, compactare cu strat de piatră, o udare, suprafața totală a lucrărilor vor fi de 29.750 de metri pătrați cu o valoare de 423.500 de lei, o valoare care va fi suportată din bugetul local. Din fondurile europene ne dorim realizarea obiectivului de investiții, crearea infrastructură de agrement în zona turistică Murighiol. Un proiect finanțat prin programul operațional regional 2014-2020, axa 7, pe programul IT. Valoarea totală a obiectivului este de 20.548.000 de lei, valoare fără TVA. În această... Lucrările care se vor executa în acest proiect sunt amenajarea infrastructurii de acostare pe canalul de legătură la Dunăre, deci o lungime de sau o suprafață de 1020 de metri pătrați pe malul drept ar fi. Pe malul stâng se amenajează o platformă cu un spațiu administrativ, un amfiteatru, un teren de sport, spații de recreere, un tur de observație. Se vor amenaja locuri de joacă, centru de activități, grădină senzorială, alei pietonale, piste de bicicliști. Bineînțeles și spații verzi, spații pentru utilități și pentru alte destinații. În cadrul acestor suprafețe se vor realiza 12 pergole din lemn, vor fi racorduri de apă și canalizare pe această suprafață care se va amenaja. Vor fi instalații și construcții aferente, cișmele, hidranți și tot ce mai este necesar pentru o bună funcționare a acestei zone. Pe malul stâng, să zicem așa, se va amenaja cu pontoane de acostare ca și pe malul drept, cel care face legătură cu Dunărea. Dar aici va fi o zonă de acostare din lacul Murighiol. Deci toți turiștii care vor veni vor debarca, se vor recrea în acest spațiu, după care se pot întoarce la locurile de cazare din localitatea Murighiol. Ne-am propus amenajarea malului, dar e doar la stadiu de propunere, pentru că terenul nu este al nostru, este al oculului Silvic. Am făcut demersuri pentru schimbul de teren și acolo ne dorim să facem pentru amenajarea a 51 de pontoane, care va cuprinde un număr de 204 locuri de acostare pentru embarcațiuni care vor avea lățimea cuprinsă între 2,5 metri și 5,5 metri.
Ne dorim chestia asta. Suntem la, v-am spus, la faza de a face schimbul de teren cu ocolul silvic, iar când acest lucru va fi posibil și se va realiza, atunci vom începe demersurile în sensul de a face studii de fezabilitate și după aceea proiectarea și sperăm ca locuitorii și nu numai turiștii, mai ales cei care vin la Murghiol și cei care urmează să meargă spre Crișan, o altă zonă turistică, Sfântul Gheorghe, să se bucure de acest proiect.